Prima invitată este Mila Cuptor, femeia care pe lângă faptul că poate cânta la pian, știe să defileze pe scene și să participe la concursuri de frumusețe mai puțin obișnuite și pictează. Recent s-a întors din Coreea de Sud, unde s-a ales cu locul 2, dar și cu titlul de cetățean al onoare al orașului Gyuro. Sper că am pronunțat corect. O să mă corecteze dacă ceva. Mila, salut, draga mea! Bine ai venit la noi! Salut, bine v-am găsit! Uitați-vă ce femeie, model. De fapt, nu ești fotomodel, dar ai niște parametri excepționali. Mulțumesc mult! Felicitări! Ia loc pe canapea. Am pronunțat corect. Gyuro, Gyuro, cum? Da, Gyuro. Gyuro. Da. Așa. Tu, în urmă cu 3-4 ani, nici nu-ți imaginai că viața ta poate să arate așa cum arată acum. Pentru că lucrai în domeniul imobilialelor. Așa e. Și când ai simțit că vrei să faci altceva? Cred că după 30 de ani am simțit o chemare lăuntrică de a-mi schimba cumva direcția vieții și de a face ceva nou, de a încerca ceva nou. Și atunci chiar au început schimbările în viață, în viața mea. Ai început să faci sport. Exact. Și la sport, oamenii din jur au observat că ai talent și nu trebuie să se piardă. Da, deci una din zile, unul din antrenamentele mele, unul din antrenorii din sala dată s-a apropiat de mine și mi-a zis: se vede că ai o genetică bună, că face exercițiile destul de bine, de sine stătător, dar cred că ai nevoie de ajutor și ai putea să ajungi pe scenă, închipui, să fii pe scenă, între mii de sportivi și să-ți prezinți formele și corpul așa bine lucrate și asta pot să te ajut eu. Și m-a tentat ideea asta și am urmat sfatul lui și am început să fac într-adevăr un sport foarte activ, profesional, și chiar am ajuns să prezint corpul la un concurs de bodybuilding în categoria fitness bikini. Eu zic să vedem și câteva poze ca să înțelegeți de fapt, pentru că nu în orice zi ajunge pe la noi o vice-miss bodybuilding bikini, ca să zicem, pentru că e diferență, nu e doar un concurs de frumusețe, să înțeleagă. Ce mai faceți voi la aceste concursuri? Deci prezentăm lucru care îl depunem luni de zile în sala de sport, prezentăm formele și mușchii la care am ajuns și cum eram și cum mai suntem. Și desigur este o prezentare a corpului, în primul și în primul rând, cu niște pozări speciale care se fac doar la acest concurs și arată foarte haioase dacă le mai folosești în alte poze. Gen așa într-o... Că în rochile vă vedem așa foarte feminine, da. Dar în rest sunt poziții din astea așa complicate, da. Grele, trebuie să se vadă fiecare... foarte încordată și practic nu răsuflu, fiecare corp, fiecare mușchiuleț îl simți și îl ții așa încordat la... și dacă stai într-o stare încordată pe scenă 15 minute, e un efort enorm. După asta te așezi, cred că da. Și am făcut-o și pe asta. Da. Pictezi și de când ai descoperit? Tot după 30? Tot după 30, da. Așa, sufletul mi-a cerut creație și mâinile îmi doreau să facă ceva. Am încercat mai multe, dar m-am oprit la pictură și asta a fost, cred că anume ceea ce vrea sufletul meu. Și te vedem, iată, în proces de lucru. Știu că urmează să mergi cu o expoziție prin raioane, prin localități. Așa, ăsta este planul meu pentru anul 2020. Am zis să merg în 20 de localități din Republica Moldova. Mi-am pus scopul să ajung în școli și să aduc puțină culoare, lumină, inspirație copiilor de la școală. Dacă tu ți-amintești cum era timpurile noastre când eram încă școlari în gimnaziu și... Venea cineva. Eveniment, îl țineai minte toată viața. Exact, și după asta câtă inspirație aveam noi, încă 2-3 zile zburam și după, doar despre asta vorbeam și povesteam. Îmi doresc într-adevăr să motivez tinerii să-și urmeze pasiunile și să fie așa mai fixați la învățătură, să progreseze în ceea ce fac ei.
și la pian, tot după 30. Tot cam după 30, dar pianul îl fac doar pentru mine, nu-l duc în lume, în masă, dar pentru mine și familia mea. Atunci când am timp, mă pun la pian și intru într-o meditație profundă, pentru că eu când încep să cânt, încep și să ador, nu știu, mă duci într-o stare de meditație, așa. Foarte fain. Iată ce se poate întâmpla cu o femeie după 30 de ani, dacă parcă până la 30 vrei să faci carieră, bani, recunoaștere. După 30 e parcă timpul pentru tine. Așa e. Și asta este foarte, foarte important. Nu toate femeile reușesc după 30, ajung pe mai târziu, dar vorba e, mai bine mai târziu decât niciodată. Ești cetățean de onoare. Așa e, ai să mai duci acolo? E atât de departe și e atât de diferit de lumea noastră că cred că o experiență mi-a fost de ajuns. A fost o experiență frumoasă, într-adevăr, cu multe laturi așa deosebite pe care chiar au fost le-am întâlnit prima dată în viața mea. Da, e o cultură cu totul diferit. Haideți să vedem momentul în care Milei a fost înmânat titlul de cetățean de onoare al orășelului Guro. Sper că am pronunțat iarăși bine. From Taiwan, Antonio Zenifer Furus, the contents are the same. From United Kingdom, Ludmilla Couture, the contents are the same. Câte ați concurat la concursul ăsta? Deci aici eram vreo 14 deja fete venite din 14 țări, dar la final am fost 45 de domnișoare din 40, doamne, de fapt, din 45 de țări. Au fost un pic grupate, am fost grupate cu în perioada de 2 săptămâni și deja la final am fost toate împreună. Aha, ați fost toate împreună. Da, și iată să din 40 și... 5. Să fie a doua? A doua e, da, e onoare, e o mândrie și au fost niște emoții extraordinare. Nu am fost sigur deja, nu știu, m-am simțit foarte deosebit când am fost aleasă în top 7, pentru că după prima săptămână au fost deja selectate top 7. Asta deja era foarte mult pentru mine, că să ajungi în top 7 a femeilor Super Talent Lady of the World a însemnat și înseamnă ceva. Bravo, spor în tot ceea ce îți propui și atunci când mai călătorești, mai vezi lumea, mai vezi culturi diferite și obții și premii, te mai așteptăm aici pe canapeaua noastră.